Bună ziua la un nou episod al podcastului meu, Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Suntem în cartierul Dorobanți, în București, pe strada Ermil Pangrati, acolo unde sunt o serie dintre cele mai importante ateliere aparținând unor importanți pictori contemporani. Cred că sunt cele mai bune ateliere pe care le are țara noastră. Deci... Asta vreau și eu să subliniez. Profesioniste. Și am bucuria să o am invitată și deopotrivă gazdă, pentru că suntem în atelierul dumneavoastră și îi mulțumesc, pe artista Florica Prevenda. Mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea de a purta acest dialog. Și eu vă mulțumesc. Și bine ați venit în atelier. Mulțumesc că ne găzduiți aici. De când aveți atelierul în stradă? Din 2012. Deci sunt aproape 11 ani, să zicem, voi face anul acesta. Și înainte unde ați? Înainte am avut un atelier pe strada Biserica Amzei, dar un atelier foarte mic, cam cât acest spațiu. Și cu toate astea am lucrat lucrări de 3 metri acolo, nu știu cum făceam. Cât contează atelierul în creația unui pictor? Contează foarte mult. Dacă vrei să ai suprafețe mari, să depozitezi lucrări, pânze, să faci obiecte, e foarte important să ai atelier mare care să-ți permită să te desfășori. Pentru că un spațiu mic te limitează. Nu știu, atunci eram foarte tânără și entuziastă și reușisem să lucrez la o distanță cam care... Deci atelierul se umpluse de lucrări și eu mai rămăsesem cu peretele pe care lucram și o distanță de 2 metri, 3. Aveți creații monumentale, sunt lucrări dimensiune mari. În general lucrez pe dimensiuni mari. Așa a fost dintotdeauna? Bine, în anii de dinainte, de-abia terminasem facultatea, de dinainte de 90, facultatea, cum era atunci, am fost repartizată într-o fabrică de confecții, că nu mai erau locuri, erau orașele închise și nu mai erau locuri în învățământ. Dar după 90, primul lucru a fost să termin, să-mi dau demisia și am început să circul, să văd și să aspir la ceea ce se întâmplă în lume, adică să intrăm în concurență cu ceea ce este în afară, deci lucrări mari, curajoase și așa mai departe. Atelierul este oglinda creației unui artist. După 10 ani de atelier aici în Ermil Pangrati, seamănă atelierul? Este atelierul pe care vi-l doriți? Da, este. Înainte de atelier, la 3-4 luni circulam foarte mult, pentru că în felul ăsta mi-am făcut sistemul de relații profesionale în afara țării. Dar după ce am avut atelierul, n-am mai ieșit atât de des, pentru că mi se părea că trădez, luându-l destul de târziu, având acest atelier, am zis trebuie să fiecare bucățică de timp să fie folosită. Dacă merg afară, iarăși mă rog, deconectez, iarăși mă rog, trebuie timp după aceea să reiei și așa mai departe. Aproape că am stat permanent în atelier, adică viața mea în general, am fost... un om care și-a petrecut viața în atelier de când... Deci am început la 3-4 ani să desenez și de atunci am urmat numai direcția asta, n-am opțiunea de a... Și eu, de câte ori vă sun, sunteți în atelier. În atelier, da. Care e atelierul? Și e foarte important atelierul. Deci dimineața eu vin cu bucurie incredibilă, mă scol foarte devreme și la 7 sunt deja în colț Dorobanți, Pangrati. Și din bucuria de a ajunge în atelier și de a mă apuca de treabă, sigur că nu te apuci așa la comandă, stai până când începi să lucrezi fără să-ți dai seama, dar e important să fii în atelier ca să-ți materializezi gândirea, aspirațiile și așa mai departe în direcția. Cum e la pictori față de scriitori? E un timp al creației? Adică lucrați mai degrabă? Sunt scriitori care nu pot scrie decât noaptea. Da, știu foarte și artiști sunt care lucrează noaptea. Adică cunosc care Suzana Fântânaru de la Timișoara, ea se culcă la 4 dimineața, când o sun pe la 7, 8, 9, nu răspunde. Și îmi spune, păi de-abia m-am culcat. Deci nu e o regulă, dar eu, probabil născut în aprilie, primăvara, sunt un om de dimineață. Și, într-adevăr, seara îmi scade potențialul de lucru, dar seara citesc foarte mult.
Avem și aici o colecție, da. M-am bucurat foarte da. Mult să văd o colecție impresionantă din celebra editură Meridiane, da. Colecție de artă, da. Care a însemnat foarte mult pentru generații da, de da, editori, da. Anii 70, da. Anii 80, foarte multe titluri care au contat. Și cred că am toată colecția, mai am o parte aici, mai am și acasă. Fratele meu era student în București pentru că eu eram la țară, deci practic n-aveam contact când eram copil cu cărțile și cu cum au cei care sunt la oraș. Dar el a cumpărat, știind, deci era clar că o să merg în direcția respectivă și mi-aducea toate cărțile despre artă care apăreau la vremea respectivă. În primul rând, colecția. Da, iar când eu am venit la liceu la Tonița, am început să-mi cumpăr singură. A contat că v-ați născut la țară? V-a influențat asta cumva destinul? Da, eu cred destinul? Că foarte, pentru că mi-amintesc cum visam legat de natură, adică tot ce citeam eu, literatură, am plasam în locul, imaginam că se întâmplă acolo sau legat de locul respectiv. Nu știu cum e când ești la oraș, probabil și, adică nu cred că e o regulă, dar pentru mine a contat. V-ați născut în comuna Dor Mărunt, da. Așa se cheamă. Da. Ce înseamnă Dor Mărunt în biografia dumneavoastră? Da, chiar a scris cineva o carte de curând despre Dor Mărunt, dar aș vrea să spun că înainte se chema Sighireanu și era numele unui boier. Abia după aceea i-au pus numele Dor Mărunt. Deci în anii 60 probabil. Da, a fost un poet cel care a gândit să spună Dor Mărunt, să dai numele unei localități, da. Dor Mărunt, e neobișnuit. Da. Noi am ajuns întâmplător acolo pentru că părinții mei locuiau în Banat și când a fost cu Tito, mă rog, probleme legate de vremurile respective, toți cei care erau născuți într-o altă țară, deci ca românii și nemții erau, i-au deportat în Bărăgan. Erau undeva pe lângă Dunăre, la Iezeru, la cules de Bumbac, nu știu. Și după 4 ani de domiciliu obligatoriu, au fost lăsați să meargă oriunde, cred. Mulți s-au întors înapoi în Banat, dar ai mei au rămas, au zis că ce să mă... Și au venit la Dor Mărunt, Dâlga este comuna. În județul Călăraș. Da. Și am rămas acolo, deci, pentru că acolo era gară și putea, pentru copii era important să aibă tren pentru școli. Asta era ideea. Care ar fi, așa gândind da. Retrospectiv, dacă da. Ați face retrospectivă, dar nu artistică, da. Una personală, biografică, da. Care ar fi dorul mărunt din viața noastră? De ce e vă cel mai tare dor? Îmi este dor chiar de copilărie, de vremurile în care credeam că totul e posibil, că acolo era centrul universului, că viața e ceva pe care o aștepți cu atâta și va fi nemaipomenit. A fost nemaipomenit, dar cu multă muncă și, mă rog, deloc simplă. Dar cred că vremurile copilăriei au fost cele care... despre care pot spune că au fost foarte, foarte frumoase, în ciuda faptului că eram într-o familie cu probleme la vremea respectivă. Dar părinții aveau grijă probabil să nu ne introducă în gândirea lor despre na, ce pățeam și... Deci, problemele de unde continuam, veneau? Continuam, în continuare eram, mă rog, sancționați într-un fel, pentru că eram oameni cu dosar. Mi-amintesc că în clasa întâia, deși eram un copil care învăța foarte bine, m-am dus cu flori să iau premiu. Am stat acolo la scenă cu flori, le-am așteptat, s-au dat premiile la... clasa întâia, a doua, a treia, eu nu înțelegeam logic și stăteam și la un moment dat mă uit în spate la mama care îmi făcea să-mi vină încoace. De fapt, se trecuse peste mine și n-am înțeles. Adică ați fost sancționată? Sancționată, da, pentru că au dat altcuiva care era unei alte persoane, unui alt copil care era altcuiva, care era atunci, eu știu, pe la ferma de stat, nu știu ce. Deci n-au ținut cont de medii și de... Dar știu că am suferit foarte mult pentru că învățam bine, eram și...
Era. Deci a fost o sancțiune. Suferința și... când ești mic, când ești copil, e mai puternică decât aceea când ești mai matur, să zicem? Nu cred. Când ești mic, îți trece repede. Îți când trece. Ești mare, suferința e dură. N-aș spune că am avut o viață foarte ușoară, pentru că m-am luptat pentru absolut tot ce mi s-a întâmplat. M-am luptat, am muncit, n-am făcut parte din găști, deci eu am muncit realmente și am avut bucuria lucrului împlinit prin muncă. Dar, mă rog, poți să ai multe nedreptăți, se pot întâmpla oricând și să suferi că, uite, munca nu e apreciată, ci alt tip de eu știu, relații care propulsează. E un avantaj sau un dezavantaj să faci parte dintr-o gașcă? Din punctul de vedere al unora care nu mizează pe realizări profesionale, cred că e important, pentru că ei fac lucrul acesta pentru niște privilegii. Din punctul meu de vedere, și am acționat ca atare tot timpul, cred că e bine să-ți vezi de treabă, să crezi în continuare în felul tău de a fi și de a acționa, nu să te pliezi pe ceea ce ți-ar fi de folos pentru moment. Deci am avut mereu niște principii și m-am bazat pe ele, nu pe activ. Care ar fi cel mai important principiu să care muncești, v-a ghidat? Să fii, deci să obții totul prin efort și nu pe ușa din spate. Deci să intri pe ușa din față mereu. Asta a fost. Dar ce-i drept, am multe dezavantaje. Adică ești pur și simplu izolat, pentru că gândești așa și incomodezi în clipa în care ești într-un context, pentru că foarte mulți gândesc diferit și atunci incomodezi și te izolează, aș spune. Dar să zicem că se poate trece peste alta, pentru că bucuriile profesionale, deci după o perioadă de muncă, te investești efectiv, ai niște realizări profesionale, este evident că de la o etapă la alta se vede saltul profesional și problemele pe care le abordezi sunt altele, rezolvate altfel, ceea ce înseamnă că drumul tău se continuă. Ei, când vezi toate astea, ai o bucurie pe care nu pot să o explic. Am avut de 2-3 ori în viață o bucurie de la profesie care, nu știu, cred că este ceva ideal. Când am simțit că mi-am atins, de fapt, scopul. Și că asta e cel mai important lucru de pentru mine. De două ori ați simțit asta? Da, deci odată eram pe vremea comunismului, când a fost foarte, foarte dur pentru mine, pentru că terminasem șef de promoție pe țară și am vrut lucrul ăsta ca să prind un post în București, să-mi fac profesia, numai că se închisesere orașele și nu se mai putea. Și am fost repartizată ca șef de promoție la Călăraș. Am mers la ministru la Călăraș la o fabrică de confecții, să fiu creatoare de modă. Ori eu n-aveam treabă cu așa ceva și nici nu eram pregătită, eu făcusem pictură. Am fost la ministru industriilor, industria ușoară, nu știu cum se chema atunci, și am spus, pe diploma mea nu scrie că sunt specializată și eu am vrut să vreau să fiu artist, sunt un om care crede în profesie. Vă rog să-mi faceți măcar o detașare la București, la fabrica din București. Și a fost de acord, adică în perioada aia, deci se lucra de luni până sâmbătă, iar ai mei locuiau atunci la Pipera, deci între timp se mutaseră din Bărăgan. Și plecam de la 5 dimineața să ajung la 8, la Apaca. Era ceva groaznic pentru un artist care, idealist, era tortura de pe lume. Cu toate astea, duminica și în vacanțe, în concedii, eu nu plecam niciunde, stăteam să lucrez. Știu că am participat la concursul de bursă a Uniunii Artiștilor Plastici, unde aveau dreptul doar cei care au terminat în ultimii 3 ani pe toată țara.
Și am luat bursa Uniunii Artiștilor Plastici. Nici nu-mi imaginam. Eram în fabrică la APACA și trecuse mult timp. Toată lumea știa, dar eu nu știam. Și mi-era frică să dau telefon. Și la un moment dat am dat și mi-a zis, da cum, dar ați luat bursa, să treceți, să, nu știu, mă rog. Atunci am avut o bucurie așa, am spus, dar asta raportat la suferința pe care o aveam la fabrică, pentru că mergeam acolo și terminam seara la 5 și ajungeam la 7 acasă. Îi spuneam, mamă, nu mai, mame, nu mai pot, vreau să, nu știu, nu mai, asta nu e viață, la ce să trăiesc în felul ăsta. Zicea, lasă că se va termina, că e bătrân, că... S-a da, și s-a terminat, deci, au dreptate. Acela a fost un moment de bucurie. Și al doilea? De împlinire. Al doilea, tot profesional, când am mers în Occident și am găsit o galerie care în câteva luni de zile, deci a venit galeristul în București, m-a văzut. Și în câteva luni mi-a văzut atelierul mic din Amzi, chiar a zis, dar cum poți să lucrezi atât de mult în spațiul ăsta? Zis că, bun, noi suntem obișnuiți cu așa ceva. Și am mers și am făcut o expoziție care a avut un succes acolo, deci succes de piață, de presă. Unde era? La Bruxelles. La Bruxelles. Și unde am zis, uite ce posibil. Am făcut tot timpul, da. Pentru că Bruxelles în clipa în care intri, unde ați expus mult. Da, intri într-un sistem de relații profesionale, după aceea lucrurile funcționează. De acolo am mers în Olanda, am cunoscut și colegi, am mers la simpozioane. În Germania, deci pornind de la Bruxelles. Dar pe cont propriu, în timp ce mulți dintre colegii mei erau atunci legați de Soros și aveau grijă să fie numai ei, ca să fie cât mai puțin, să câștige cât mai bine. În România, în 90. Da, în 90-2000. Nu puteai să te apropii de lucrurile astea, adică să mă pună pe o expoziție externă sau niciodată nu m-au pus pe expoziție. Eram sancționat, asta e greu de înțeles. Dacă e un artist bun, trebuie promovat. De exemplu, în America. Apropo de America, m-am trezit și cu un green card la un moment dat. În America, dacă e unul bun, toți îl saltă, pentru că acolo e pe competiție. Nu poți să pui un nul nu știu unde, pentru că ăla nu o să-ți aducă profit, e clar. Și atunci nu funcționează mentalitatea asta. Da, visul american e mai complicat decât credeam. În America am mers, soțul meu voia să plece în America. Am zis, nu mergi, că eu nu o să merg niciunde. Deci vreau să rămân în țară, pentru că chiar nu trebuie, adică n-am avut niciodată în cap să plec. Voiam să călătoresc, dar nu să plec. Și el nu, în America, acolo se face, se drege, fiind artist și el, coleg de facultate. A plecat, a încercat să obțină green card-ul la viza loteriilor, n-a reușit și în anul următor a pus pe numele meu și pe al lui, pentru că eu m-am păstrat numele. M-am trezit în mai, după un an, cu un plic mare în cutia poștală, n-am știut, l-am deschis, am văzut. Da, zic, parcă mi-a cerut în toamnă să semnez o hârtie în format american. Deci am câștigat viza loteriilor și în felul ăsta l-am sprijinit pe el, că și-a făcut imediat acte și a rămas acolo eu. A rămas în America? Da. La New York? Am rămas aici, da, e la New York și am mers și eu de nenumărate ori. De la dor mărunt ați ajuns la New York? Da, la New York, deci și am green card, vreau să spun, dar am stat aici. Uite cum e, așa e viața. Și cu green card-ul ăla, după aceea, începusem să circul fără viza aia care ne umilea stând la cozi, la ambasade prin anii 90. Dar unde v-ați simțit cel mai bine din tot ce ați? La New York, la dor mărunt, la București? Unde e locul ideal pentru Florica Preven? Când ești într-un loc, ai impresia că e locul celălalt ideal, te duci acolo, zici, nu cred, cred că întotdeauna visăm foarte mult și locul ideal e atelierul, deci este singurul loc care îmi lipsește. De exemplu, am fost de curând la țară, la dor mărunt, am un nepot care e fermier acolo, chiar specialist, deci lucrează agricultură de performanță. Cu gândul, merg acolo, mă odihnesc acum după expoziție, e locul copilăriei. Bineînțeles că n-am rezistat decât 3 zile, adică aș fi putut să mai stau încă vreo 2, dar
M-am întors repede la atelier. Locul ideal e cel în care ne aflăm. Da, aș putea spune. Soțul nostru, el însuși e artist. A fost colegi de facultate. Iași am făcut. Cum ați coabitat? Cum s-au împăcat, să zicem, rivalitățile astea artistice în timp? Nu e o concurență? N-aș spune că, cred că este, dar eu nu eram o femeie de casă, să spun, să gătesc. Cred că și lucrurile astea au importanța lor într-o căsnicie. Pentru că am fost și la facultate și la un moment dat el era la liceu, eu la facultate și mi-a spus vreau să plec de la liceu, era profesor și la liceu, vreau să plec, dar stau acasă și o să fac eu tot. Și tu rămâi la facultate și am zis bine. Bineînțeles că tot eu mă întorceam acasă și făceam una alta și cu tristețea că în fond de ce m-am măritat ca să nu pot să-mi fac treaba. Era, întotdeauna era prezent această gândire. Deci, practic, aș spune că pentru mine cel mai important lucru a fost profesia. Poate voi fi criticată spunând asta, dar așa a fost. Eu cred că nu poți să faci performanță făcând nu știu câte alte treburi colaterale. E nevoie de concentrare, de simțire, de stări, nu le ai zilnic, deci e o luptă cu tine pentru a face să răsară din tine ceea ce trebuie în creație. Și deci un mediu timp propriu. Și timp, mediu și, da. Și timp. Aparțineți comunității române. Da, da. Asta cum v-a influențat? A contat? Este o comunitate care a creat niște nume importante în cultura română. E o contribuție importantă a comunității române la cultura națională. Aș spune că sunt oameni foarte serioși, adică exagerat de serioși uneori, în general, dar nu toți. A contat faptul că genetic provin din această comunitate, dar în rest eu nu m-am ținut de comunitate în niciun fel, pentru că, de exemplu, n-am mers la nunți, la botezuri, de familie, n-aveam timp de așa ceva. Și o comunitate unită. Da, ei sunt foarte, în general, sunt uniți, sunt familiști, sunt, din potrivă, mătușile mele mă criticau că eram altfel ca artist, mă îmbrăcam altfel, funcționam altfel decât cum trebuia să funcționez. Deci, din punctul ăsta de vedere, am aparținut unei familii de oameni foarte serioși, unde cuvântul era foarte important. Dacă spuneai ceva, trebuia să respecti. Tata, de exemplu, era strict la capitolul respectiv. Asta e un lucru și bun, să te porți frumos cu oamenii, să-i respecti, să nu faci rău, să nu... Deci toate astea făceau parte din educația cu care porneai de acasă. Să-ți respecti părinții, iarăși era ceva, să-i protejezi mai târziu. Văd că multe din colegele mele se plâng că mă ocup de cam bătrânit. Ori la noi nu erau, din potrivă, erau... Trebuie să te ocupi de părinte până când pleacă. Am observat că mai mult în comunitatea noastră respect mai mare. Mai mare. Probabil că sunt mai arhaici în gândire, mă gândesc. Asta cred că iar de curând am apelat la o sponsorizare din partea comunității române, pentru că nu știam, nu cunoșteam. În general, eu am funcționat pe cont propriu, profesional, adică capitalist, să spunem. Artistic. Da. Am fost invitată la muzeul din Constanța, că facem catalog, că dregem, dar în final nu s-au găsit fonduri, deși s-a pornit la efectuarea catalogului și atunci, disperată, m-am gândit cui să cer. Și mi-am amintit că cu mulți ani în urmă, la o expoziție de artiști români, pe care o fac ei anual, am fost invitată și mi s-a cumpărat lucrarea. Acum nu vreau să, nu știu dacă pot să dau nume. Sigur că domnul Canacheu îmi cumpărase lucrarea respectivă și zic, ia să dau un telefon, poate mă îndrumă într-o direcție. Am sunat și a zis, da, o să rezolvăm. A venit după 2-3 săptămâni la atelier, i-am prezentat proiectul și într-adevăr a rezolvat problema. Pentru mine era o presiune să găsesc bani. Și comunitatea română a
plătit tipărirea catalogului. Deci a fost bine. Ați făcut liceul la Nicolae Toniță, aici la, da, la București. Da. Aș vrea să vorbim un pic despre rolul liceelor de vocație, da, de acest fel, da, de liceu, în ce înseamnă evoluția unui, da, artist. Pentru că sunt, mai cu seamă, părinți. Da. Spune-mi, băiatul meu, copilul meu sau fata mea sunt foarte talentați la muzică sau, da, la pictură și nu mai am nevoie să facă Tonița sau Enescu sau Lipati. Da. Dau direct la conservator sau la un arte. Se poate să ajungi fără un liceu de profil la facultate? Care e rolul liceului în edificarea ta ca artist? Din punctul meu de vedere, cred că e cel mai important, pentru că te formează, pornești de la zero. Sigur că tu desenezi, dar o faci ca un amator, pictezi, o faci ca un amator. Când mergi acolo, este ca la muzică, înveți de la zero absolut totul și după aceea începi tu să te produci. Deci nu poți să mergi la un arte fără un liceu de arte, aș spune, doar dacă ești genial. Asta se poate. Pentru că trebuie să te ia de la zero, să te îndrume, să și nu mai ai timp să parcurgi niște etape. Ori liceul de arte, și e foarte bine că e din clasa 5-a, te formează, îți formează și un stil de gândire, de atitudine față de ceea ce e în jur, estetic. Eu cred că e foarte, foarte important să ai acest liceu și chiar în anii 90, când am mers în Franța, eram profesoară din anii 90 la Tonița și am făcut niște, pentru că aveam știam limba franceză, un contact acolo, am făcut schimburi între niște artiști de-ai lor și ai noștri și am mers cu copiii de la Tonița. Ei chiar au rămas surprinși că avem aceste licee, pentru că la ei nu existau. Și copiii noștri erau foarte evoluați față de ce ne prezentau ei, dintre aia care lucrau seara la nu știu ce. Deci nu aveau acest. Ăsta, deci e o moștenire comunistă, dar din cele bune. Dar cum știi? Ați spus că dacă ești geniu, sigur, n-ai nevoie de liceu. Se simte cum... Cum e granița, adică, dintre normal și geniu? Cine spune deci, asta? Deci îl vezi, nu vezi. De exemplu, dacă mă pui pe mine într-un juriu, imediat îmi dau seama, uitându-mă așa, care e copilul cel mai bun la mine. Geniu la muzică din... poți... Din da, perete. Imediat sare de pe perete, îți arată că... Dar nu prea cunosc mulți dintre ăștia. Sunt mai rari. Da, sau probabil mai târziu sunt apreciați ca genii. Da, de ce ați ajuns? Ați fost șefă de promoție la, da, un art, la Iași? Nu, la Iași. Pentru că am cum ajuns... ați ajuns la Iași? La Tonița era un copil extraordinar și am dat primul an la București. Unde erau doar 4 locuri, vă dați seama că era o concurență supranaturală. 4 locuri? Da, atâtea pe erau, an, pentru la că un se re, la pictură se redusese atât de mult, ziceau că n-au ce să facă cu... Deci asta era, acum intră toată lumea. Și atunci, ca în anul următor, am dat, bineînțeles că au intrat fata lui X, lui Y, care erau părinții profesori acolo și așa mai departe. Și am mers la Iași pentru că am zis așa, probabil trebuie să dau mulți ani ceea ce se întâmpla atunci și la un moment dat cine știe ce se poate întâmpla și mă poate termina, adică na, să nu mă mai întrețină părinții sau... Și la Iași câți au fost? La Iași am fost 6 și am intrat prima, eram foarte pregătită. Am avut de altfel un profesor foarte bun, vecinul meu, pictorul Gheorghe Angel. E colegul, da, nostru de atelier, da, venind spre a atelier. A fost foarte, un profesor foarte, foarte bun, adică compoziție, desen, culoare. Am învățat baza foarte, foarte bine, iar la Iași când m-am dus era Francis Bartok, profesorul meu, un pictor care după aceea a plecat în vest. Mi-a spus, da, ție nu mai am ce să-ți mai spun, tu trebuie să muncești foarte mult ca să ajungi la propriile descoperiri. Cum e să-l aveți pe Gheorghe Angel vecin de atelier după ce l-ați avut profesor? Mă rog, știți, mai târziu suntem colegi și atunci intervine concurența. Cam asta e. Dar... mă comport foarte respectuos pentru că e o generație dinaintea noastră pe care o respect de altfel foarte mult. Au fost artiști, mă rog, care au trăit aici în condiții dure, dar în același timp cu niște privilegii, pentru că atunci ți se asigura
totul atelier, anual se făceau achiziții, dar într-un mediu limitat totuși, fără o concurență reală cum se întâmpla în vest, unde galeriile promovau și așa mai departe. Deci, aveți un maestru, un om care v-a influențat maniera de a picta? N-aș putea spune, pentru că pictura? Eu am văzut atât de mult și în Europa și în America. În America am văzut enorm, la New York, adică aș putea spune când am ajuns în America am avut sentimentul la New York că sunt pe Marte, adică totul era la alt nivel decât și am început să discern ce-i bun, ce-i rău, ce să iei din felul lor de a fi, din abordarea lor, ce ni se potrivește nouă. Deci la modul ăsta am luat mereu de la cei de dinainte. Da, invers. Și considerați că aveți discipoli? Tineri care să vă urmeze? Nu știu dacă am, că nu prea urmăresc. Din păcate n-am timp să... Dar adesea sunt contactată de tineri care vor să vină la atelier sau de curând am fost la un vernisaj și a venit un tânăr care mi-a spus: doamna Prevenda, vă știu mereu singură, fără o gașcă, cum reușiți să faceți față, că sunteți mereu prezentă pe simeze, faceți rege. Păi am spus, muncesc foarte mult și nu fac compromisuri, cred că astea sunt, asta e formula, zic, n-ai decât să muncești, să te zbați și vei reuși, dar trebuie să ai și răbdare, că nu se obține de pe zi pe alta. Trebuie să fii alergător de cursă lungă. Cred că în toate profesiile să aștepți. Să ai răbdare. Să ai răbdare. Pentru că de pe zi pe alta, mă rog, și am observat și dincolo, toți ăștia pe care i-am văzut la baze, la târgu de artă, vedete, 2-3 ani după ce au dispărut, pentru că apăruseră prea nepregătiți să facă față unui drum lung. Sunt mai ușor să fii vedet. Da. E mai greu să menții, să te păstrezi. Exact. Ați făcut un artă la Iași, după aceea ați predat însă după Revoluție, între 1993-1997, cred, la un artă aici la București. Da. Ați fost profesor asociat. Cum a fost experiența celor ani după Revoluție ca profesor la un artă? Neplăcută, de aceea mi-am și dat demisia. Patru ani numai. De ce? De asta vreau să vă întreb. De ce nu mai predați? De ce n-ați mai predat? M-au luat prin transfer de la Tonița, unde eram foarte bine. Adică aveam niște copii extraordinari, eram fericită în relația cu ei și rezultatele erau foarte, foarte bune. M-au luat acolo, iar acolo eu trebuia să execut comenzi. Ori eu am considerat că după 90 trebuie să fim lăsați să ne dezvoltăm, să facem noi ceea ce gândim, nu... Deci, într-un fel, erau niște interese, îmi pare rău că trebuie să spun, ale șefilor de acolo, care își urmau doar acele interese și erau mai puțin interesați de evoluția noilor generații, chiar și de profesori. Adică ei trebuia să fie loiali, atâta tot. Și am spus că după 90 eu nu mai accept să funcționez așa, pentru că suportasem foarte mult înainte de 90 cu fabrica și am spus prefer să mor de foame decât să fiu profesor de fapt și să execu comenzile profesorilor de acolo care... Adică nu v-ați adaptat? Nu m-am adaptat. Unui tip de mentalitate exact, care nu venea în contradicție cu ce credeați noastră. Da, am spus după 90 avem libertatea de a gândi, de a face. Eu eram foarte pozitivă, voiam să fac foarte mult, dar nu în condițiile respective. Pentru că altfel aș fi fost inutilă. N-aș fi făcut decât să urmez aceeași cale pe care o urmaseră toți cei de dinainte de 90. Ori eu circulam foarte mult atunci. Și asta a fost, un ideal, să circul, să văd cât mai mult, deschiderea era importantă, pentru că noi trăisem izolat, voiam să știu cum au făcut cei de afară și la ce rezultate au ajuns. Deci veneam cu un suflu nou în facultate. Bineînțeles că în primul rând eram sancționată pentru faptul că circulam, că începusem să am contacte afară. Am dus un grup de studenți din facultate afară, deci... Și asta nu era bine. Nu era bine. Exact, în aici, libertate. Da, adică da, asta a deranjat, dar ce a venit ea să ne facă. Dacă face, să facă pentru noi, profesori. Noi suntem importanți, artiști importanți.
Ori nu, asta era, noi profesorii respectivi aveau o bârstă, de acum trebuia să facem alte generații care să gândească proaspăt, pentru că ei nu mai puteau să mai gândească proaspăt, era evident. Adică trecuse vremea. Din momentul când ați plecat în 1997 și până astăzi lucrurile s-au schimbat în bine, astăzi e o situație mai bună, avem o școală bună de pictură? N-aș spune, pentru că foarte mulți colegi de-ai mei care aveau aspirații au plecat de acolo din aceleași motive. Deci, artiști importanți au plecat, au rămas numai cei care s-au supus. Și ei știu că eu spun asta. Deci aș fi vrut, bineînțeles, să fiu profesoară, nu pentru salariu, ci să dau mai departe un sistem de gândire chiar, o atitudine față de tot, nu numai. Pentru că a fi profesor nu înseamnă să înveți tânărul să facă numai problemele profesionale, ci trebuie să-l înveți să aibă și o anumită atitudine față de viață, față de tot, de drumul lui, să-l înveți să gândească sănătos pentru el și pentru societatea în care trăiește. Ori în clipa în care profesorul își adună o grămadă de, eu știu, supuși pe care îi incită împotriva altui coleg care e bun sau, mă rog, are un drum mai optimist, atunci s-a terminat. După ce ați plecat, v-ați consacrat picturii, da. Ați făcut foarte multe expoziții, da. În străinătate, dar și în, da. Și în țară. De fiecare dată am făcut în țară și după aceea am plecat, pentru că s-a spus că ea expune numai afară. Nu e adevărat. Toate expozițiile le-am făcut în țară și după aceea apar. Care ar fi cea mai importantă la care țineți cel mai mult în țară? Deci în țară a fost în 99 la Muzeul Național de Artă al României, o expoziție amplă pe care am făcut-o la 2 ani după ce am plecat din facultate. M-am închis în atelier și m-am văzut de treabă și s-a văzut rezultatul. A fost foarte puternică și cu impact, adică conținea toată suferința mea și toate frământările avute dinainte și în perioada asta în care naiv am crezut că noi vom schimba ceva, după aceea am constatat că mai e nevoie de timp și că nu pot să-mi aduc aportul decât făcând profesia pe care o fac. Și ascultându-vă, îmi vine în minte un alt titlu al unei, da. Alte expoziții, care este ceva mai încoace, da. Ceva mai recentă, Serenity, da. Cred 2014. Da. Mai poți să fii seren astăzi? Ca în calitate de copil, acolo erau niște copii. Deci doar copilul îmi poate, da. Să mai fie seren. Da, seren. Doar un copil, nu poți să... poți să fii dacă ai o detașare totală față de tot. Dar asta înseamnă să te rupi total de ceea ce e în jur, într-un fel. Serenitatea e o poezie, aș spune. Deci trebuie văzută ca o artă care te face să visezi. În sensul ăsta am făcut perioada respectivă, iar ea a venit după ce... Am avut o perioadă destul de sumbră, cu timpul regăsit, pornind de la Proust, unde în căutarea timpului, da, da. Și atunci perioada fusese neagră, am venit cu alburile, serenitate, adică am vrut să spun că nu e totul negru, există și alb, pentru că în general există în evoluția mea ceva sus jos în evoluția mea profesională și în etapele profesionale. Da, de fapt viața e, noi credem că nu există nimic la modul absolut. Ultima expoziție de la Muzeul de Artă din Constanța, vernisată acolo, se cheamă Undeva în Timp. Da. Unde este timpul acesta? Undeva în timp, timpul este această... Timpul copilăriei. Vă întoarceți mereu la, da, la lumea mereu, aceea? Da, mereu, e un reper, deci în timp și în perioada respectivă, deci în locul respectiv. Deci mă întorc mereu la acel loc pe care eu îl văd și când ajung acolo zic, dar unde e? Hai să caut și îl găsești în mintea ta, pentru că realitatea e că acum Bărăganul este invadat de agricultura performantă, nu mai e nimic. Au plecat de acolo foarte mulți, mai ales de la mine, unde erau oameni deportați, deci nu erau ai locului.
au plecat și văd numai case prăbușite, numai... Dar gândind și ducându-mă la locul în care m-am născut, chiar unde aveam casa, văd de fiecare dată, trăiesc, e ceva care nu poate fi explicat. E o nostalgie? O nostalgie, da, a locului, a timpurilor, dar nu legate de istorie, ci de, mă rog, părinți, copii cu care eram și felul în care visam atunci. De exemplu, mi-amintesc mereu cum era noapte și vedeam luna, n-aveam nici măcar curent electric la vremea respectivă. Deci, cum Dumnezeu am avut pasiunea de a citi în condițiile astea sau de a învăța, nu m-a pus nimeni să învăț. Deci lucrurile astea se întâmplau în contextul ăla. Atât de... Deci poți să ajungi un pictor important și dacă n-ai lumină. N-am avut lumină până la 15 ani când am venit la Tonița. Deci nu ne puneau lumină, puseseră peste tot în satele din jur. Zona în care eram noi cei deportați n-aveau electricitate. Talentul vede în întuneric. Dar nu știu, eu nu realizam atunci toate cele și credeam că e ceva normal să trăiești așa. Și mi-amintesc de lună, de nopțile alea, pomii, cum erau nopțile alea, cum odată am mers cu mama și cu tata la o onomastie, era o lună superbă și tata mă luase pe umeri așa și mă vedeam eu satul așa de sus. Sau am efectiv imagini clare. Stai ca în Solaris, așa cum... Din copilărie. Și dacă ești creator, normal că toate astea îți servesc în a crea magma de care ai nevoie. O altă temă care mi se pare importantă în creația noastră în ultimii ani e aceea a alienării. Da. A acestei întâlniri între rețele umane, da, pe da. De-o parte, care exprimă da. Viața și rețele da. Sociale, da. Care sunt creații artificiale da. Și cu care nu te întâlnești de fapt decât aparent. Da. Ați făcut o expoziție la N-Art, ați da, avut-o da. Câțiva ani, Facebook. Da. Aveți un ciclu Facebook Obsessions. Da, da, da. Am de zi Cum ați lucrat. Ajuns la tema asta? Deci când am ajuns în America, am dat peste oamenii aia care funcționau altfel. Asta m-a influențat foarte mult. Ei erau într-o zonă atât de pragmatică și am descoperit internetul, la noi încă era timid. Am început să-l folosesc și mi-am dat seama, asta e direcția în care merge omenirea. Trebuie să... E cel mai important lucru, cea mai importantă schimbare, aș spune, care se întâmplă în timpul vieții mele. Trebuie să vorbesc despre ea, să o arăt. Și am început abordarea respectivă, care a fost foarte... Eram atât de entuziasmat, am început să găsesc soluțiile, am geometrizat fețele, le-am făcut, mă rog, în felul în care trebuia ca să exprim niște oameni care nu erau, erau virtual, de fapt, și exista o comunicare mare, deci într-o lume mare, dar fără să fii față în față cu persoana respectivă și că de fapt ăia erau niște anonimi în realitate, că nu știi cine e dincolo de ceea ce își pozează și... Deci a fost o perioadă referitoare la internet, la comunicare, la părțile pozitive și la cele negative. Dar trăim în această perioadă. Eu nu pot să spun că nu e bună sau... Trebuie să știm să o folosim cu măsură. Facebook Obsession e o deformare a chipului pe care îl aduc da. Rețelele sociale. Da, o deformare pentru că... Nu ne întâlnim cu realul, ci cu imaginarul fiecăruia dintre noi despre sine și pe care îl prezintă celorlalți. Cum credeți că sunt astăzi priviți și cotați mai cu seamă pictorii români relevanți? Au parte de o cotă externă, de o cotă internațională așa cum merită sau dimpotrivă? Nu, noi nu avem, deci în afară de genie,
n-aș putea spune că mai știu pe cineva, că știu ce înseamnă cotă, știu ce înseamnă un târg de artă, o galerie, cum funcționează, i-a cunosc foarte bine toate lucrurile astea, pentru că ani de zile am vrut să înțeleg de ce, cum și ce fel și pentru mine. În afară de genie, nu cred că cineva de la noi din arta contemporană poate spune că a atins nivelul respectiv. Noi avem marea dramă de a nu ne, de a ne sabota oamenii potențial. Instituțional au fost promovați, nu știu, oameni care făceau parte din gașca celor care au fost la putere, mă refer la instituțiile de cultură. N-am promovat oamenii care într-adevăr puteau face concurență celor de afară și n-am folosit acele instrumente necesare, pentru că sunt niște instrumente, nu e așa, mă duc eu Florica Prevenda și deschid uși, nu, există un marketing sălbatic care te promovează și ajungi în vizorul celor care, mă rog, se ocupă de așa ceva. Nu facem ceea ce trebuie, din păcate. Artistul poate să facă până la un punct, după aceea trebuie sprijinit. Asta am simțit eu, am făcut până aici. Dacă mnacul se face că nu mă vede, și era pe vremea lui Oroveanu, care realmente mă sancționa, mi-a zis-o în față când m-am dus o dată. De ce nu mă... S-a răsit la mine, adică avea o atitudine care era de-a dreptul catastrofală, în loc să fie protector, nu știu. Și atunci am înțeles că nu am cum. Deci ce pot face eu, asta e tot. Restul, în condițiile astea, este foarte greu dacă tu promovezi o gașcă care n-are dimensiune și o duci afară, n-ai nicio șansă, poți să o pui la toate expozițiile mari, pentru că nu o să-i observe nimeni, este clar. Credeți că proiectele selectate să ne le prezinte la Bienala de la Veneția au fost cele potrivite? Proiectele au fost niște aranjamente pe care eu le știu, deci se întruneau niște inși și făceau tot posibilul să obțină proiectul. N-aveai nicio șansă. În loc, eu aș merge prin ateliere când, și pentru achiziții, pentru că una îți prezintă omul pe o imagine virtuală și alta e realitatea. Deci aș merge prin ateliere și aș face proiectele respective după aceea, să văd mai întâi ce e acolo, nu pe proiecte care sunt pe computer și după aceea, dacă câștig, îmi fac proiectul respectiv. E timp scurt. Trebuie mai aplicat, nu știu, mai prea ne-am îndepărtat și ca o țară care, na, venim dintr-un sistem comunist, nu există o tradiție cum există în Occident, deci trebuie făcut mult mai mult și găsit acele elemente, dar, mă rog, trebuie să fii idealist ca să faci asta, acele elemente care, printre artiști, care ar putea penetra afară și promovate. Acum mie puțin îmi pasă de promovare. Eu am găsit bucuria în ceea ce fac. Adică faptul că mai particip la o expoziție sau alta are foarte puțină importanță. Important e să mai scot o expoziție, adică să folosesc timpul pe care îl mai am cât mai util cu putință în creativitate. Dar spun că nu e totuși direcția cea bună, cea în care ne-am... Ani de zile am văzut aceeași inși scoși afară la expoziții, pe banii statului. Nu se poate. Îl pui odată, vezi ce s-a întâmplat, după aia salut, încerci și alte variante. Iar după aia îi vezi aceiași inși care erau promovați ca mari artiști în instituții și șefi. Administrator, nu se poate. Eu am avut de nenumărate ori șansa să fiu la Uniune la pictură, dar nici nu s-a pus problema. Deci nu pot, ori ești artist, ori administrator. Dacă tu te întorci la atelier cu capul plin de problemele instituției, e imposibil să ajungi la acele zone interioare care să
să te sprijine în a te dezvolta ca artist, nu știu, mai există calea. Mai există idealism astăzi? Nu cred că mai există deloc, chiar mi-a spus un coleg, dacă vorbești pe asta, nu mai există de mult. Dar din păcate, aș spune, pentru că noi avem ca țară nevoie de idealism, încă mai avem nevoie. Abia după aceea putem să ne purtăm, să ne comportăm ca alții, dar deocamdată noi încă n-am demolat acele structuri nocive din noi și n-am atins acele zone care, de care avem nevoie ca să fim la nivel mondial de concurență, ca să, pentru că în fond ce înseamnă cota? Cota înseamnă bani, inclusiv pentru țară. Deci dacă tu ai un artist care câștigă mult, el va cotiza foarte, foarte mult, dincolo de imaginea care o face pentru țara lui. Deci este și un business bun, e o investiție un artist pe termen lung. Mulțumesc mult pentru această discuție și în final aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să adresați un gând, o urare, un îndemn celor care urmăresc podcastul meu, Avangarda, cu Ionuț Vulpescu. Le urez să-și dorească ceea ce este cel mai bun, cel mai adevărat și să fie cât se poate de corecți cu ei și cu cei din jur în evoluția societății noastre pentru a construi o societate pe care o merităm cu toții. Mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc!